Într-o zi îmi spune Vlada, acum am minima doare piciorul. Chiar am începea să plâng cu doare piciorul. Amputare la picior. Că așa ne-a ținut o lună de zile. Era momente când îmi spune, mamă, e așa ne frică să nu mor. Dacă a ajuns doctorul să-mi spui că nu decidem noi, dar Dumnezeu, noi da, am făcut tot. Nu știu ce să mai faci. Era speranța și eu, băi, n-are cum să nu mă duc eu cu dânsa acasă. Și eu și îi spuneam, Vlada, tu promiți că noi plecăm acasă? Tu îmi promiți? Dar dumneavoastră, dar de când stați cu dânsa, n-ați văzut că e încearcă să plece, dar dumneavoastră o țineți de mână. Am fost o mamă foarte fericită lângă dânsa, am 11 ani, dar eu o caut cu privirea. Sunt momente când zic, poate e un vis, poate... După ce o deceda Vlada, eram foarte supărată în Dumnezeu. JustConsult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp, etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile, iar de toate astea se ocupă JustConsult, cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile, iar cu JustConsult, ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de moldoveni au obținut actele cu JustConsult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Astăzi veți afla istoria Mariei, care și-a pierdut fiica de 11 ani din cauza unei boli crunte. Pentru Maria, acest monolog a fost ca un fel de terapie, dar pentru fiecare dintre noi care îl privim, va servi ca o lecție referitor la ceea ce trebuie să apreciem în viață. Însă, înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel, ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Iar dacă aveți o istorie de viață interesantă și vreți să o povestiți, nu ezitați să-mi scrieți un mesaj pe Instagram. Mulțumesc tare mult! Mă numesc Cheșu Maria, am 29 de ani, locuiesc în București. Sunt mămica a două fetițe, una de 7 ani și trebuia să fie și fetița cea mai mare de 11 ani. Din păcate a decedat cu 7 luni în urmă din cauza unei boli crunte. Eu eram clasa 9 când m-am cunoscut cu un băiat. Eu nu pot zic că a fost prima dragoste sau... Dragostea la prima vedere, eram o copilă. 3 ani de zile am prins însărcinată, primul meu copil. Eu eram foarte fericită. Chiar dacă eram un copil, nu înțelegeam eu că ce înseamnă să fii mamă, nu știu, dar... Și s-a întâmplat. Eu am lăsat copilul, pentru că în spatele meu era... Multe persoane în care îmi spuneau că să fac avort, pentru că eu sunt o copilă, eu n-am să fiu cu tatăl copilului, pentru că el consuma și el alcool. Nu se vedea viitor. Eu am decis să nasc copilul, pentru că mi-era frică, chiar aveam frică, dar dacă fac avort acum și peste ani eu n-am să pot face, știi? Chiar asta m-am gândit. Pe mine cred că și asta m-a speriat, știi? Mi-era frică. Eu am născut o fată minunată, o fată sănătoasă. Țin minte, când am văzut-o prima dată, era mitică, când am născut-o de 2 kg, 300, cred. Era mititică și eu mai mare nu eram, vai de capul meu. Eram cea mai fericită când am devenit mamă. La vârsta de 17 ani am născut primul copil al meu. I-am pus numele Vlada. Eu am trăit cu taică-său câteva luni după ce am născut-o, dar el nu schimba. Eu mi-aduc aminte că mergeam la nana și nopțile cu dânsa, că el mă lovea. Eu când eram însărcinată, fugeam de acasă. Fugeam de acasă cu pânce la gură. Când am născut-o pe Vlada, vine servit acasă. Era... Vai de capul lui era. Eu l-am lăsat când Vlada mea avea 7 luni. O perioadă de vreo 6 luni am trăit la casa, chiar în Căușeni este o casă unde mamele cu copiii trăiesc. M-am dus acolo, am trăit vreo 6 luni. După am plecat și eu cu Vlada în Rusia, că am un frate acolo. Am stat câteva luni și am venit în țară. Vreo 2 ani de zile eu... M-am întreținut eu cu fata mea. După 2 ani, după ce m-am despărțit de tatăl feții, mi-am refăcut viața. Am născut încă o fetiță, două fetițe. Eu eram, nu știu, mândră că am două fete, două surori, asta e ceva, cred că e, nu știu, cea mai mare bucurie pentru o mamă. Am trăit vreo 7 ani. N-am avut violență, băuturi în familie, da, cu tatăl copilului, dar nu a mers, pentru că a fost mai mult plecat în afară. Diferența la noi era tot așa, o diferență între ani. La început îmi plăcea dânsul, îl iubiam, nu știu, dar peste o perioadă parcă nu. Ei s-o cam s-o stins dragostea care a fost la început. Eu după 7 ani, noi, nu știu, am avut o comunicare împreună, am fost de acord amândoi, hai să ne despărțim, fiecare cu drumul lui, pentru că nu se vedea că avem un viitor sau, în primul rând, eu n-am vrut să dau un exemplu copiilor greșit. M-am dus în România cu fetele mele, m-am dus să, nu știu, să... Eu am vrut să ies din Moldova, pentru că mi se părea că îi da și viitora să dau eu la fetele mele în Moldova. M-am dus, m-am stabilit în România, am început să muncesc. Vlada mea stătea acasă cu Ana. Era foarte responsabilă, matură. Eu aveam încredere absolut în Vlada ca un om matur. Pentru că greutățile, cred că, a făcut-o așa. Eu mi-am refăcut viața, nu știu, mi-am găsit un bărbat care la moment și acum sunt cu el. Am început să trăim împreună. Vlada, din start, adică din start, l-a întrebat, dar spui într-o zi așa, țin minte. Eu nici nu m-am așteptat la asta. Nici n-am discutat cu Vlada în privința de să-i spui tăti, cu tata, Doamne ferește. Poți să-i spui Bogdan că nu-i neapărat, în primul rând. Dar ea așa o simțit, nu știu, avea o dragoste, îl iubea foarte mult. Și el o iubea. Bine, le iubea pe amândouă, dar cu Vlada era ceva aparte, pentru că avea, ei comunicau, el... Vlada nu m-a ascultat la Bogdan și din privire, înțelege că e ok să fac sau nu ok. Foarte, foarte mult l-au ascultat. Într-o zi l-a întrebat dacă se poate spun tati. Și el așa a rămas șocat, țin minte. Și da, dacă vrei, poți să-mi spui. Că, dar poți să-mi spui și Bogdan, tati, cum vrei, că nu mă supăr, știi? Și e, și că bine, o să zic tati. Eu aleu să-i spui tati. Primele, bine, când vreo 3 luni a fost ok. Era super, era fericit că a venit în România, aștepta să duc la școală, că avea emoții cum ați fi la școală, colegi noi, chiar avea emoții, știi? Și întotdeauna îmi spune, Imana, trebuie să vă vorbesc corect la dânsă, nu știu cum ați fi, am emoții. După, eu mă înceam la muncă, Vlada stătea acasă cu Ana, pentru că e greu, eu n-am vrut să muncească el, și eu stau acasă, pentru că sunt două fete, fetele mele. Și eu mă gândeam, bă, da, să ajung într-o zi să spui, da, eu te-am adus, te-am luat, eu lucrez, zic. Zic că nu vreau eu vorbi de genul, știi? Și Vlada stătea acasă cu Ana. Eu mă duceam dimineața și seara veneam, la fel și Bogdan. Ei era, practic, toată ziua cu Ana. Lăsa mâncare, tot. Dacă nu veneam acasă, erau curățenie, tot aranjat, adică... Cum ar fi unul matur că este acasă, o mare că e acasă și face câte o mâncare câteodată. Asta pentru dânsă, așa, prăjește ou. Că vrei să mă ajuti, că eu când veneam acasă, mă, vezi că am făcut vestaretul, te-am făcut și eu mâncare, am făcut... Tot o duceam în parc, când era un weekend, plecam pe la mall, îi plăcea pe la mall să duc, la pizzerii, la toate genul. Până într-o zi, eu spun că munceam, dar prea eram eu pe acasă. Într-o zi îmi spune Vlada, acum am minima doare piciorul. Cum doare piciorul? Uite așa, dar nu mă ține mult. Dar eu am început a șchiopata. De fapt, eu am început a merge așa șchioapă. Și eu nu înțelegem care motivul. Zic, Vlada, o întreb, te-ai lovit undeva? Și cum nu, mă? De ce așa? Noi am fost la un râu. într-un weekend și eu am intrat în râu, s-a scaldat, ne-am dus, adică, la un picnic. Și erau, nu știu, scoici, nu știu ce era. Și eu zic, Vlada, cred că te-ai tăiat tu. Eu așa și mă gândeam. Zic, eu cred că s-o tăiat, nu știu, la picior. Că mă uitam că n-avea nici o zgârituri sau nu știu care motiv, dar așa era în cap. Zic, că n-am fost noi la... Nu mai țin minte denumirea, la un râu am fost să ne odihnim. Zic, la asta au trecut 2 săptămâni. Vlada tot merge șchioapă. Zic, Vlada, nu înțelegi, nu ți-o trecut piciorul? Zic, 2 săptămâni? Nu. M-am dus la spital când am văzut că Vlada deja a început să o doare piciorul, o ținea 1 minut, 2 și apoi trece. Chemul era de, tot e ok, o doare picior. Mama doare picior, plângea, chiar o începea să plâng că o doare picior. Cum Vlada te doare picior, că acum sării în sus, te jucai și doare piciorul. Uite, mă doare piciorul, o ținea 1 minut, 2. M-am dus eu la un spital privat, la un pediatru. Mă trămăs la o... I-am făcut un CT lui Vlada. Mi-a spus că vină peste 2 zile, că o să fie rezultatele. Pe doamna, m-am zis după 2 zile și o întreb pe doamna de la care am făcut CT, zic, ce, adică acum, ce rezultat? E ceva de bine sau de rău? Ți-mi m-a învățat-o de ea. Spune, las că o să vă spui domnul doctor. Plecați, adică rezultatele spune pediatru, nu eu. M-am dus la doctor, la doamna pediatru, am intrat cu Vlada, i-am dat... Eu nu știu, eu nu mai țin minte, un CD și mai erau un CT-ul care l-am făcut noi. El se uita la mine și la Vlada și la foaie, la rezultatele care le-am dat. Se uita și doctorul de lângă dânsa care era. Nu înțeleg, știți, uita ta la mine, se uită, dar nu spune nimic, știi? Așa m-a ținut vreo 3 minute. Se uită, se uită, cum te-ai dat la mine tu și te uiți, dar nu vrei să-mi spui ceva, te gândești sau... Și ea îmi spune... că Vlada are cancer. Cum Vlada are cancer? Dumneavoastră gumiți? Dar eu așa și am spus, dumneavoastră gumiți, cum Vlada să aibă cancer? Copilul e sănătos, e tot perfect, tot e bine. Cum să aibă cancer? E se uită la mine și spune, eu nu glumesc, eu vorbesc foarte serios. Eu pe boala asta, eu cum să glumesc? A făcut Vlada biopsia peste 1 săptămână. Rezultatul, adică mi s-a dat un diagnoz, nu 100% că e osteosarcom. S-a dat că trebuie să îl mai repetăm o dată biopsia asta. Prin legături am ajuns la Cluj, la spital. Ne-am dus acolo, am văzut-o pe Vlada, când vedeau... Era ok, mergea, o ca durerile mai multe ori, des ori, adică pe zi, pe noapte, nu ține din... Adică o durea într-una. Nu, ea avea perioade când o durea și trecea, o durea și trecea, o ținea așa. Mulțumim cea mai cum m-a sunat. M-a sunat și ne-a spus, nu știu, mâine, poi mâine, dar cât mai repede. Ai urcat în autocar, că știe situația, unde suntem, adică, mă, normal, eu la tăți le spun, trebuia să le spun povestea noastră, că dacă noi nu eram asigurate, noi eram români și asigurat într-un fel. E cât mai repede să ajungeți la Institutul Oncologic din Chișinău, pentru că zici că tu, dacă ai să mai aleși așa, voi să ajungeți la moarte. Când ți minte, când mi-a spus așa pe telefon, minim a început. Cred că e foarte grav. Eu vă trimit, zici că îți trimit pe telefon toate rezultatele la diagnoz, consiliu, tot cu ștampilă, ștampilat, tot. Eu când am venit în Moldova, peste 2 zile ne-am urcat cu Vlada și am venit în Chișinău. Și doctorul, peste 2 zile ne-am internat în spital, la Institutul Oncologic. Când au văzut diagnozul, se uita la foi și la mine și la Vlada și așa, dădea din umeri și a să încercăm, a să fie tot bine. Eu eram, nu știu, când vedeam pe Vlada, mi-a fost foarte greu. Cancerul știe de la România, dar e cam nu s-o dat seama deodată că e cancer, ce înseamnă cancer de fapt, știi? E când am intrat la Institutul Oncologic, când am intrat prima dată în secție, e așa, au rămas cam șocat, culutesc copiii fără păr, ea avea niște codițe, e venit așa de veselă, e așa s-a uitat la mine și m-a întrebat, da, să fiu și eu fără păr. Mi s-au înlacrimat așa ochii și mi-a spus că păreau să mai crească, Vlada, noi trebuie să luptăm, să fim sănătoase. În mod normal, așa e procedura asta care... Dar asta nu e cel mai grav că trebuie să fii fără păr. Că mama îți cumpăr paricuri cât vrei. Că așa și doctorul îmi spunea, Vladuța, să fii tu sănătoasă, paricuri la Piața Centrală sunt cât vrei. Și eu n-am putut să... Nu știu... Da, am făcut prima chimie. Țin minte, prima chimie au fost niște emoții, așa, iar mi-era frică, că nu știam ce înseamnă chimie, știi? Eu au pus perfuzele. Pentru mine chimiile erau... Eu nu înțelegeam ce înseamnă chimie. Am văzut că i-au pus aparatele și ele și Vlada a început a plânge. Cam. Și când le-au pus chimiile, așa țin minte, și asistentele, Doamne ajut! Noi am făcut 6 chimii. Noi avem... Vlada avea nevoie de o proteză, dar până la prima operație, eu... Doctorii, nici de la Institutul Oncologic, toți îmi spuneau că voi nu aveți șansă, că la voi, adică nu aveți șansă, amputarea la picior, amputarea la picior. Că așa ne-au ținut o lună de zile. Mama tram la doctor și-a întrebat, dar nu există, domn doctor, așa, cum să nu știu salvare, că eu nu, cum să nu fie, cum să-i spun eu lui Vlada, cum să mă uit în ochi la dânsa, când eu întotdeauna tot îi spun, Vlada, la noi să fie bine, tu ești o luptătoare, niciodată nu plânge Vlada. Vine doctorul și-a întrebat, Vlada, cum ești? Bine, chiar la guturie. Eu întotdeauna spunea bine, că așa spunea, că și în ziua de astăzi, care mă întâlnesc cu doctorii, care... O știu pe Vlada, e așa, să aduc aminte, vorbi la Vlada. Vlada, chiar dacă o dorea și o întreba, ea spune, de mine nu mă doare nimic, nimic nu mă doare. Ea era ok, zâmbie, ea dădea exemplu la alți copii care veneau prima dată în secție, care erau altă lume acolo, altă viață. Și eu îi spuneam, intram în cabinet la dâns și plângeam, domn doctor, nu există asta, cum amputarea la picior, cum se spune eu la Vlada, uite, eu zic că am crescut-o de mititică, eu numai eu știu cum am crescut-o. Și eu am ajuns în zile când se spun lui Vlada, când tu n-ai să ai un picior, zic, e ușor, zic, el așa vorbea cu mine, amputare, trei în picior, el era așa. Îi spunea domn doctor, dar vorbiți așa de amputare piciorului, parcă taie piciorul la o găină, e foarte complicat, e foarte greu să-mi spuneți. Eu nu pot să-i spun lui Vlada, înțelegi că eu nu știu, las că încerc eu să vorbesc. Nu. Am spus că dacă este șansa de a salva piciorul, de ce nu? În timpul ăsta eu, când am stat în spital, am sunat pe doamna doctor de la Cluj, care ei și ne-a dat biopsia și ne-a trimis la Chișinău, la Institutul Oncologic, să facem chimioterapie. Am sunat-o pe dânsa și am rugat-o. Uite, s-a ajuns la amputarea piciorului. Poate are vreun doctor sau vreo recomandare într-o țară care câte doctori au legături cu doctori, cu colegii lor de medicină. Și ei ne-au spus că sunt peste 2 zile și îți dau un rezultat. Ne-a dat așa o speranță, o șansă, știi? Ne-a dat numărul lui domnul doctor care a operat la București. L-am sunat. Am vorbit cu dumnealui, el m-a rugat să-i trimit toate actele care sau toate rezultatele analize, tot ce ținea de boala lui Vlad. După asta ne-a făcut o programare, după așa să chimie, noi am fost la dânsul ne-a programat la o consultație, da? Să ne vadă prima dată, el cam o dat din umeri și o zis ca să încerc, să vă ajut, dar nu prea avem... Nu ne-a dat așa, ne-a văzut prima dată la consultație, dar nu ne-a dat speranță că el a să ne ajute sau ceva așa. La prima vedere mă uitam la dâns, Doamne, nu știu să mă ajute, n-a să ne ajute. El a zis ca să încerc să vă ajut cu ceva, dar nu promit nimic. Nu a durat mult, vreo 3 zile, ne-a sunat și a spus că, uite, eu... Vă ajut cu ce ești pot, cu... Au apelat la fundația Mereu Aproape. Mereu Aproape m-au sunat pe mine și m-a întrebat, tu ai să fii de acord să dai un interviu cu fata, uite că noi să te ajutăm pentru proteză. În timpul ăsta, Mereu Aproape ne-a ajutat dintr-o parte, spitalul Victor Gomoiu și domnul doctor, care și colectivul lui, el nu știu, legături la Germania. Protezele astea nu se facă, de fapt, în România. Ele doar să le dai personalizate, trebuie să le dai comandă în Germania. Ele chiar sunt unii copii care și la mână au, trebuie să le dai comandă la, în Germania. Ei doar fac operația, doar le vine sculile, chiar am văzut. Ca să pui proteza și sculile la dânsă. Așa, nu știu, când am fost la operația acolo. Au dat comandă, foarte active a fost. Eu, deci anul trecut, în iulie, am fost la consultații. Timp de o lună de zile au făcut operația Vlada. Adică foarte active a fost, foarte... în mod normal, foarte greu să găsesc bani, să... ei au fost activi. Noi ne-am întors înapoi în Moldova, la Chișinău, am mai făcut o chimie și pe urmă ne-am dus în august la operație. Venise proteza. În august 2021 a fost prima operație lui Vlada. Să-i pui proteza. Am făcut și un interviu la români. Era fericită pentru că ea să aibă proteză. Că nu facem amputare, că ea totuși rămâne cu piciorul ei, că ea să aibă o copilărie frumoasă, că se duc la școală. Asta aștepta. Era visul ei, să meargă, să alerge în rând cu copiii. Să... După operația cu proteza, am stat internate 2-3 săptămâni, totul a fost perfect. Și noi am venit în Moldova, înapoi la Chișinău, să facem chimioterapie. Câte luni? Din august până... Din septembrie, când în septembrie am venit, până în februarie a fost bine. Ok, chimioterapie, acasă și Vlada era bine. Bine în punctul nostru de vedere, bine, adică se simțea bine. Nu era o problemă, nu se vedea pe dânsa că ceva o deranjează sau că era perfect, bine. Da. În timpul când avem pauză, că facem câte 2 chimii pe lună și avem și pauză acasă. Eu mă ocupam cu Vlada ca să facem recuperare la picior, pentru că dacă era proteza, trebuie să facem exerciții mai multe. Dar noi am avut o pauză de 2 săptămâni în februarie, anul trecut. Și eu i-am spus domnului doctor de la Institutul Oncologic că, uite, în pauza asta nu stăm acasă, dar ne ducem la București să Vlada să recupere cu chimioterapeutul ăsta. Pentru că când au operat-o, s-au lucrat cu Vlada, au lucrat cu dânsa, știe, dar adică știi. Și eu, noi ne-am pornit, de exemplu, ne-am externat, trecut o zi și îi spun lui Vlada, vrei să mai stăm acasă, parcă știi, că ne-am obosit de spitale, știi, zic, mai stăm acasă. Și cred că, zic, peste vreo 2-3 zile ne ducem la România. Zic, capul iarăși intrăm în spital, zic, adică ieși din unul, te duci în altul. Dar parcă a fost o presimțire, nu știu cum. Uite, mă sună soțul meu și mă întreabă, deci când veniți voi, când vă urcați? Dar eu îi spun, las că ați venit peste 2 zile. Deci nici nu vede 2 zile de urcată, acum seara, te urci în autocar, mă dimineața vă văd la București. Deci, Mariet, și-mi glumești, deci... Vlada are de recuperat cu piciorii, voi vreți odihnă. Eu mă înțeleg că v-ați obosit, da? Și noi am urcat seara în autocar. Vlada era bine, bine, că ne-am întâlnit cu asistent tot la Institutul Oncologic. Nu știu, pozitiv, bine, nici o fel de problemă, dar avea un cateter. I s-a pus un cateter... Vlada, în ultimul timp, dar nici nu-i găsă venile. Stăt eu, asistentele și câteodată vine și doctor ca să-i pui cateter la chimioterapie. Stăt eu foarte mult, că era, nici nu-i găsă venile. Era uscate, dar era îmboldite, nici nu mai zic. Dar, câteodată spun eu, nici nu știu unde. M-am în cap nu i-a pus, în rest peste tot locul. Ne-a suit în autocar, era tot bine. Vreo 8 ore cam durează. Dimineața când am ajuns la ora 6 dimineață, îi spun lui Vlada, hai să coborâm. Vlada spune, mă, eu nu pot să merg. Cum nu pot să merg? Știi, cum nu pot să merg? Dar eu zic, cred că eu mor să picior, știi, stai pe scaun în autocar, că nu, și atâtea ore, zic, chiar dacă o dormit e și așa, și așa, dar e cu proteză și nu pot să... Eu a fost greu un pic, adică, știi, și... Răspunsul ăla, zic, urc sus, în autocar mare. Zic, urc sus și eu pe Vlada, că nu poate să meargă, eu nu știu care cauză. Am ajuns acasă, eu i-am luat, am văzut-o Vlada că e fierbinte. Zic, e desmult, n-ai fiebră, n-ai... Era fierbinte, era... Ardea fața, era roșie pe față, așa. I-am luat febra, avea 39,8. Am sunat doctorul care i-a făcut operația. Instant, i-a chemat la dâns fără multă vorbă, adică imediat veniți, era într-o duminică. I-am dus la dâns, la spital. Era Victor Gomoiu, unii s-a făcut operația. I-a făcut niște analize lui Vlada și ne-a spus, încă țin minte. Eu eram cam supărată, că am venit de pe drum și iarăși și Vlada tot așa. N-am reușit să-l văd pe tate. Vlada, las că să vedem care e problema. Eu nu știu, era roșu, tot, era piciorul roșu acolo la proteză. Ei când au văzut-o, eu nu înțelegeam care motivul că e așa de roșu. Era tare roșu la proteză. Și când au văzut și cateterul, că i s-a pus un cateter de ăsta, cu doctorul de la noi, de la institut, spunea că eu l-am întrebat, zic, domnul doctor, dacă îi puneți cateter de ăsta, cam cât timp ați ții? Vreo săptămâni, 3, știi? Că ei, las copiii, ținut și jumătate de ani. Dar el nici nu s-a dat seama, ori cu uitat, ori nu știu care e problema. Că la Vlada are corp străin în organism și nu acceptă. La Vlada și o infecție cât de mică afecta la proteză. Mai ales cateterul, trebuie, ei la spital îl spălau fetele asistentele și eu când mă duceam acasă mă ocupam și eu, trebuie să-l speli dimineața, seara. În primul rând, nici nu trebuie să-l ții o lună jumătate, la 2 săptămâni trebuie să-l scoată. Dar când am ajuns la spital la Gomoiu, eu văd cateterul și mă întreb de când are cateterul, știi? Că ei mă întrebau care e cauza. Vlad, au fost bine zilele astea, da? Știi? Nu înțelegeau cum în nici 24 de ore, adică 24 de ore Vlada s-o... Adică în starea care era. Fiebră 39, aproape 40, roșii la genunchi. M-a întrebat de când are cateter și i-am spus că cam de o lună jumătate are. Și pentru dânsul a fost ceva straniu, pentru că cateterul ăsta nu se ține o lună jumătate, el la 2 săptămâni cel mult se scoate. Eu internat în spital, am stat 2 săptămâni. Nu, de fapt, 40 de zile asta, dar timp de 2 săptămâni, Vlada cu antibiotic, cu perfuzii, cu... Nu-i scădea lui Vlada febra. Adică ei rămâneau așa, dar cateterul i l-a scos, i l-a dat la laborator să vadă dacă e cauza de la cateter, că îi se gândeam că poate fi și altă cauză. E venit rezultatul și a fost cauza de la cateter, au făcut infecții în sânge. Vlada a infectat-o. S-a dovedit că e de la cateter și a infectat tot organismul, tot sângele, absolut tot sângele din organism. Că ei ne-au spus, voi dacă nu veniți astăzi în România, voi pierdeți pe Vlada. Din cauza asta. Nu mai gândim că de la... Dau vina în cancer, știi? Cancer era, dar infecția în sânge cu o intrată, eu putem să moară. Cât am stat neinternat în spital, rezultatele nu au fost tot cu febră, tot roșii, doctorul de ce să-i fac operații, să-i deschid acolo, să vadă și cu proteza, că tot și era roșu la picior, unde era operația, unde era proteza, în jurul ei era roșu, umflat. Eu făcut operația, eu curățit tot acolo care și era infecție. Am mai trecut 2 săptămâni, Vlada fără rezultate, tot roșii, tot febră. Asta nu trec 2 săptămâni, o săptămână, 10 zile, așa. Și ei au decis să-i scoată proteza. Eu când m-a chemat doamna doctoră să intru în cabinet la dânsă, eu plângeam că eu știam. Eu mă temeam că am ajuns la punctul la așa și mă temeam că eu să fie amputarea piciorului. Pentru că eu spus că ei așa și îmi spuneau că veneau dimineața la vizită. Rezultatele care sunt, din păcate, cred că sunt la altă decizie, știi? Și eu numai la asta mă gândeam. Asta a fost o șansă pentru noi, că adică puteți să pui înapoi proteză, scoați-o, mai pui, știi? Eu mă gândeam numai la amputare, zic, Doamne ferește să ajungem la amputare. Și cum m-a chemat doctorul în cabinet, eu nici nu l-am ascultat, eu am intrat în cabinet, m-am așezat pe scaun și eu plângeam. Numai la asta mă gândeam și el, erau mai mulți acolo și deci când trebuie să plângi, ascultă că nu e la ce gândești tu, adică că e amputare. Uite, noi ai văzut că am încercat, am curățat la Vlada proteza fără rezultate. Și ei ne-au spus că, din păcate, trebuie să o scoatem. Din păcate, trebuie să o scoatem, să o trimitem înapoi în Germania, să-i cureți toată infecția care o avea. Eu am făcut operația lui Vlada, eu am scos proteza, am mai stat un pic în internate și pe urmă am venit în Moldova la chimioterapie mai departe. Dar rămâne încă 5 chimii. Am venit în aprilie anul trecut, 2022. Am făcut încă 2 chimii, tot era bine. Vlada, când mergem acasă, când avem pauza, el ducea la școală. Era clasa 4-a, dar avea examene, avea emoții. Zic, mami, eu trec în altă etapă, clasa 5-a, uite, au trecut ani repede, dar am zis clasa 5-a. A fost totul perfect și bine. Chiar noi atât de mult așteptam că noi mai avem încă 3 chimii și noi trebuie să închidem protocolul, da, tratamentul. Îi abia așteptam că Vlada și cum eu o să mă duc în România, în clasa 5-a, dar să vede cum se duce la școală. Pentru dânsa era gata, uite, eu am ajuns, uite cât am luptat, dar eu am ajuns la final, știi? Cu cârjele era obosită, ultimul timp plângeam și mami, eu nu mai pot, dar eu plângeam lângă dânsa și îi spuneam că, zic, Vlad, noi am luptat atâta și tu, dar mai rabdă, că nu a rămas mult, adică au rămas o singură lună, adică 3 chimii au rămas, o lună Vlad au rămas, dar noi am luptat 1 an și 8 luni, adică este diferență, știi, și e. Știu, mam, da, vreau și eu să, vreau să alerg și eu ca alți copii, să... Eu întotdeauna am încurajat-o. Eu niciodată n-am plâns înainte ei, pentru că eu dacă plângeam, îi dădeam, nu știu, nu-i dădeam speranță sau negativul ăsta, eu nu vreau să var. Eu când plângeam și aveam suflet, eu făceam timpul ăsta că nu este el lângă mine. Eu am făcut așa ca el să nu înțeleagă, că să nu gândească la cancerul ăsta și în general să... aibă ocupațiile ei. Că nu, ea oricum avea frică. Era momente când îmi spunea, mamă, e așa ne frică să nu mor. În mai 2022, deci era un focar în secție de varicelă. Dar noi am venit la chimie. Și doctorul ne întreabă, că voi ați avut varicelă, adică întreabă dacă Vlad a avut varicelă când era mitic. Că dar eu vreo 2 ori când eram mitele, adică nu aveam varicelă, vitreancă, varicelă. Că dacă nu a avut vitreancă, nu era să ne internez în spital, era focarul ăsta, adică să împle și, în primul rând, nu se permite că dacă faci chimioterapie și sfinx și bolnavă, adică să iei și varicela, e foarte grav. Dar eu așa, cu zâmbet, nu, pentru că Vlada le spunea, noi, zic, ele au avut amândouă, zic, Vlad a avut vreo de 2 ori, țin, când erau mai mici ele. Că e bine, ok. Ne-am internat. A trecut o săptămână, că noi aveam 2 chimii pe lună, dar o chimie era de 48 de ore și una de 24, erau 2 diferite, în care după chimii 5-7 zile trebuia să fie curățarea, adică, știi, spălarea, tot, perfuzie care se spăla tot din organism după chimie. Dar noi atunci am stat o săptămână, puțin am stat, am avut chimia de 24 de ore și ne-am dus acasă, tot bine, au avut ultimul matineu, clasa 4-a. Ne-am internat înapoi în spital. Eu am părut așa într-o zi niște bubușoare pe dânsa. Eu îi spun, domn doctor, nu știu care, că să uitați la Vlada pentru că eu părut nu știu și pe organism și nu ne place, dar era niște bubușoare cu apă așa. Ei vine, el se uită, gata. Ei, voi aveți vitreancă. Știți, cum avem vitreancă dacă noi ei le-au avut? Cum să avem vitreancă? Terminase chimia și el zice, cât mai repede vreau să vă trimit acasă. Că sunteți cu vitreancă și să nu umpleți alți copii. Necatând că noi cu 2 săptămâni în urmă am fost în secție, am făcut chimioterapie și ea nu a luat la nimeni vitreancă. Peste 2 săptămâni, când ne-am reîntors înapoi în secție, eu a luat vitreancă. Dar nu era niciun copil cu vitreancă. Era într-o luni, pe 3 iunie, nu externat. El zice, mai repede acasă, vă trimit acasă, că a pus, ia uite, azi îmi vin alți pacienți și a pus, nu îi împleți cu vitreancă, na, chestii de genul. Ne-am dus acasă pe 3. Aici se începe toată povestea cea mai grea și mai... Parcă a fost un vis așa. Pe 3 iunie ne-am externat, am ajuns acasă, Vlada după chimie avea pofte să mănânce, niște pofte. Și el îmi spune, mam, am ajuns acasă și el zice, să ne fierb niște pelimele să mănânc, știi? Și am fiert așa, că zic, eu nu prea umca la chimie și aia. Și eu mâncat o pelemică acolo. Și el zice, mama, așa tare m-a obosit pe drumul ăsta, zic, eu o să dorm. Dorm, mami. Era ora 7 seara, la 7 seara până dimineața o dormi. Trebuie să plec. Dimineața îi spun lui Vlada, că zic, Vlada, să fac un ceai, să mănânci, deci nu, mai stau în pat. Tot stătea în pat, era așa palid, era... Nu avea chef de nimic, știi? Când vine acasă, iară doarme. Zic, Vlada, și dormea, dar și cu tine? De ei a început a plânge că doare spatele. Doare tare spatele, dar... A fost, când eram și în secție, o ca așa dureri de spate. Și îi spuneam, domn doctor, nu știu care e problema, dar o doare pe Vlada spatele. Care caut ar fi de el? Și las că spatele o doare, că este mult intens în pat, cu chimioterapiile astea și nu e ceva grav. Da, dar e plânge că o doare spatele. Și a fost în multe momente când îmi spunea că o doare spatele. Avea dureri de spate și dormea toată ziua. Nu mânca, nu avea nici, nu vrea să mănânce, nu. Și pe zi și a trecut o zi din ce e mai grav. Am început să o doară burta. Am început să urle. Urla de durere. Nu că spune, dar urla și plângea. Eu întotdeauna țineam legătura cu doctor când eram acasă și l-am sunat și am spus care-i cauză. Și el zice, nu înțelegi, Maria, că ea are și varicelă și după chimie și ceva normal să... Da, o doare spatele, o doare burta. Asta e după chimie, o streacă, știi? Eu, într-o zi, am chemat ambulanța de 3 ori pe zi, să vise cu injecții, pentru că atât de mare durere avea. Sau cum ar naște femeia, când, ca durere la naștere îmi presupun eu, pentru că ea spunea jos și urla de durere, o doare, mă doare burta, mă doare spatele. Ambulanța vine, îi pune dimedro și analgin că să iei durerea și să o adoarmă. Asta a fost timp de 1 săptămână în care eu am spus că dam singură început să-i pun. Zic, n-are rost să chem atât ambulanța, că mă duc eu la farmacie, l-am sunat pe doctor. Zic, să iau eu dimedron și analgen, să-i pun eu inject, să fie salvarea asta. Că ei mi-au spus la salvare, cheamă-ne și câte ori trebuie pe zi, că noi venim, că o văzută că e oncologică și... Dar ultima dată când am chemat ambulanța, au venit 2 femei și i-au pus injecții și m-a întrebat pe mine, știi? Dar Vlada n-are metastază la plămâni, că așa durere are ea și eu mă plădânsă, Doamne ferește, nu, noi niciodată n-am avut și nu, suntem curați, știi? Și ea îmi spune, știi, doctorul ăsta de la ambulanță, știi, asistentele sau cum spune. Și că da, dar vedeți că ar trebui să faci ceva în control, că asta nu e ok, știi, așa durere și așa. Că am în ultimele zile Vlada nici injecțiile nu ăștia, nu ăștia. Am stat sâmbătă, duminică, luni dimineața, am sunat doctorul. Eu am sunat doctorul, domn doctor, și îi spun, domn doctor, noi acasă nu mai putem sta. Dar în timpul ăsta eu îi dădeam la varicelă, era plină, tot bubișoare de astea, așa, și dureri și în spate, și burta, nici nu mânca. Îi dădeam numai, i-am făcut supă, și un pic de ceai. Practic 1 săptămână nu am mâncat, nu putea să mănânce, nici gura, dar în ultimul timp nu putea să deschidă. Stătea în pat, parcă se pare că doarme, dar e de fapt nu dorme. Se chinuie așa de durere. Luni, eu îl sun pe domn doctor, eu zic, eu nu iau fata în braț, vin la Institutul Oncologic, eu nu știu, eu zic, chem și televiziunea dacă nu mă lași să intru în secție. Pentru că Vlada mea simte foarte rău și extrem de rău. Zic, nu îmi spuneți dumneavoastră că asta e de la chimie, că... Eu înțeleg, două, trei zile pot să simt așa, pentru că zic că un an și 8 luni, dar am înțeles cum e cu chimiile și cum e înainte de chimie și cum e după. Vlada mea simte extrem de grav și asta nu e... Și zic, bun, eu nu-ți supăra, dar în secție nu poți să primesc, ești cu varicelă, e focar și du-te la Toma Ciorbă, știi? Zic, cum să mă arăt la Toma Ciorbă? Zic, ce m-a trimis azi, mă arăt la Toma Ciorbă, când trebuie să fii transfer, nu trebuie să mă trimiți acasă, am stat o săptămână în situația care s-a stat. El zice că du-te la tine, du-te la medicul de familie să-ți dai o îndreptare la spitalul de boli infecțioase din Chișinău, la Toma Ciorbă. M-am dus și acolo și am stat vreo 3 ori în rând, numai eu știu lumea asta. Ne-am dus cu Vlada la Toma Ciorbă. Doctorii când au văzut-o, ei nu credeau. Și stare era Vlada. A început a striga la mine, ce-ai venit azi? Și eu le-am arătat conversația cu domnul doctor, că l-am sunat, că dumneavoastră credeți că eu n-am vrut să vin? Când el îmi spune, că las, că asta e de la chimie, că așa e varicela, cum vreți voi. Când el nu a luat în serios, că eu îi spun, domnul doctor, Vlada simte extrem de rău. Și nu-i... Și ei au auzit la Toma Ciorbă când le-am spus tot asta, dar ei zic că nu-i de mirare, că nu știm și la Institutul Oncologic, s-au mai întâmplat astea. Și la Toma Ciorbă am pus-o pe Vlada în terapie, 6 zile am stat. Când a început hemoragia, ne-au transferat la mama și copilul, că ei nu aveau ce face. De fapt, noi ne-am internat la Toma Ciorbă pentru varicelă, nu pentru că la Toma Ciorbă nu, adică... La problema noastră care era, n-aveau și face urbană. Eu m-au obișnuit să acolo, parcă avem speranță că să fie bine și nu ducem acasă, nu știu, dar era rezultate, analize, tăi. Era într-o sâmbătă, noi luni ne-am internat și Vlada a început hemoragie pe guriță, deja e curge tot sânge. Nu știu, nu trecut 20 minute când aud ambulanța sau unde. Nici nu ne-a spus nimic, că ei s-au speriat când au văzut hemoragie, că ei la Vlada. Ne-a transferat la mama și copilul. Internat era sâmbătă, de la somatică. Până și ne-a internat, până au investigat toți doctorii, până la somatică. Luni, când au venit deja toți doctorii, când au văzut-o pe Vlada în stare, au zis că copilul ăsta n-ar și căuta în secția asta, pentru că e extrem de grav. Futeră și analize și mai trebuie, dar toți doctorii veneau și mă întrebau de când și de unde au apărut tot asta. Boala ei și mii de întrebări și o grămadă de doctori, dar rezultatele Vlada nu erau nimic. Eu îi spuneam, dar atât s-a venit și mă întrebați, dar nici nu are rost, am să vă spun, pentru că eu vreau să văd Vlada să fie bine. Eu întrebat-o, dar zic rezultate nu, știi? Și îi dădeam din umeri și nu spuneam nimic. Când văd, ne internează, ne transferă în secția de terapie intensivă, da? În chirurgie. Da. Și că am mai văzut iarăși, dar unii ne mai transferă. Înțelegi că Vlada era așa, purtat, dintr-un loc în altul, dintr-un loc în altul. Și zici că acolo ai stați până să faceți bine. A venit dimineața doctorul, a făcut, am înțeles, un consiliu. Și doctorii a băgat-o Vlada în terapie și eu stăteam pe hol, zic că așteaptă pe hol. Și strigă un doctor, dar mama știe, da? Rezultatele de la analizele care le-au făcut ei dimineața și zice că nu, încă nu i-a spus să-i spune și mă cheamă în cabinet. Mă cheamă în cabinet și îmi spune, dumneavoastră știți de ce e bolnavă fata? Zic, da, normal știu că e de cancer, nu? Zic, are varicela asta? Zic că nu, dar... Știți că Vlada are metastază la plămâni. Zic, cum are metastază la plămâni? Zic, nu există așa ceva, că Vlada nu are metastază. Zic, ba da, Vlada are metastază și e plină tot organismul de metastază. Cum? Și eu i-am arătat doamna doctor poza lui Vlada cu 2 săptămâni în urmă cum era. Zic, vedeți cum era copilul ăsta, cum să aibă metastază? Timp de 1 săptămână, asta cum ne-a luat-o de picioare. Și eu le-am spus de să ies, mă liniștesc. Toată ziua, într-adevăr, au fost niște doctori, doi doctori buni care au luptat pentru noi, nu pot spune, au luptat, tot au făcut. Și tot și-au ținut de medicină, au făcut. Ei așa spunea. Noi, dacă au ajuns doctorul să-mi spui că nu decidem noi, dar Dumnezeu, noi da, am făcut tot, am, nu știu ce să mai faci. A stat o săptămână. Luni când ne-au internat, când ne-au transferat în terapie intensivă, era ora 10 seara. Și eu, dacă eram lângă dânsa, mereu pe scaun și vorbeam cu dânsa, chiar mie îmi spunea că eu întrebam doctorul, dar eu mă aude când vorbesc, știi? Că era, e dornie, era în somatică, știi? Supracoma, dar era moment când deschide ochii. Deschide ochii, se uita în jur și apoi închide ochii înapoi și iară, era dornie mai departe. Și îi spun, Vlada, vrei să mă dorm lângă tine, să mă întind așa lângă tine, dar e... Dar din cap că nu. Și am instat până, nu știu ce să înțeleg, că vrem să stau lângă dânsa. Eu m-am întins așa lângă dânsa. Da, au trecut o oră, eu nici nu dormeam, eu eram... Numai lângă dânsa stăteam. A trecut o oră și ea așa se trezește și îmi spune, mamă, freu ca de apă. Dar eu mă gândesc că era o sticlă cu apă lângă mine, zic, eu până deschid sticla asta, Vlada doarme înapoi, știi? Și am luat cana de pe masă și dă o apă. Și ținând, țin eu cana și e ține, cum ține și e cana, a scăpat cana și a început criza de respirație. Eu am văzut cum, de fapt am văzut cum moare un om. Eu nu să alerg după doctor, dar eu strigam la dânsa, Vlada. Și am chemat, din salonul de lângă noi, ne-a chemat doctorul, a venit într-un sufleteț și au venit doctorii, dar mă să îi fac, cum se cheamă asta, cardiorespirator. Am ieșit în calidor, am stat o oră de vreme și mă uitam și am văzut un aparat, pip, și pe urmă iară, pip, pip, și mă uitam la ură și mi-era frică să nu decedeze, pentru că eu când am auzit aparatele, că, gata, și întrebam infirmierele din hol, zic, ce se întâmplă acum, nu știu. Și când m-a chemat doctorul, mi-era frică să intru acolo la dânsă. Când am văzut-o că e intubată, apoi și respiră, mi-a dat așa o speranță și ei ne-a spus că noi am salvat-o, da, dar ea poate să decideze în 5 minute, peste o oră, poate să trăiască 2-3 zile, de asta noi că îți dăm șansa că, da, noi am salvat-o și o să trăiască decât au reușit la timp, adică, știi? După ce eu intubat-o, eu am stat 3 zile intubată și la aparate au văzut că Vlada poate să respire cât de cât singur și o zi au scos intubatorul. El l-a scos. Era o vinere. Vlada nu simțea bine, a început hemoragie. Hemoragie, nu știu, eu nu pot să redau. Fiecare jumătate de oră schimbam pampers, schimbam hemoragie. Și pe ură și pe unde vrei. Ei toți s-au speriat când au văzut. Au luat-o sus la... să-i oprească din hemoragie cât de cât. Că am semnat că ei așa și ne-au zis, noi o luăm sus, dar nu știm dacă o aducem și nu știm pe mine. Și ei se uitau și îmi spuneau. Dar eu, știi cum era? Eu mă uitam la Vlada și eu parcă mă gândeam, parcă... nu știu, aveam impresia că nu știu dacă o salvează, știi? Dar într-un fel tot era speranța și băi, n-are cum să nu mă duc eu cu dânsa acasă. Și eu și spuneam, Vlada, tu promiți că noi plecăm acasă? Tu îmi promiți? Și plângeam și ea îmi dădea din cap, că da. Și doctorii mă, deși trebuie să vorbești, că mă certau, pentru că nu presa atâta, știi? Îmi promiți că vede că suferi tu, știi? Eu sufeream și evident asta. Când au luat-o sus să-i oprească hemoragia, și ne-a spus, noi nu știu dacă o ducem, că i-au pus anestezie Deci tot corpul, o să înțelegi, o adormit acolo, n-avei cum. Și luni dimineață, eu am văzut că încep să respiri foarte greu. Dar eram numai cu ochii pe aparat. Mereu mă uitam cum respiră, cum e pulsul. Mă uitam la aparat și la dâns acum. Ca... Eu am văzut că respir din ce în ce mai greu. Și eu intru la doamna doctor, zic, nu ne place de Vlada, că e începe să respire din ce mai greu. Și eu vin să uitat la aparat. Pe urmă m-a scos în hol și m-a rugat frumos să plec acasă. Care-i cauză? Deci că dumneavoastră, dar de când stați cu dânsa, m-ați văzut că e încearcă să plece, dar dumneavoastră o țineți de mână. M-a întrebat, ai unde dormi la Chișinău? Zic, am, zic, unde dormi. Deci că te-aș ruga frumos să pleci, să revii un pic, să te odihnești, că ești cam de câteva săptămâni în gânsa, nu dormită, nu stresată, și că ai să ai zile în care tu ai să ai nevoie de puterea asta, știi? Și mă întrebau, dar mai ai copii acasă? Întrebarea asta nu a fost sute și mii de ori. Deci, mine întrebarea asta, dar le spuneam, eu mai am o fată acasă. Dar pentru mine, Vlada înseamnă ceva mult, pentru că eu m-am făcut mamă, e primul meu copil și eu m-am făcut o mamă foarte mândră. Și eu sunt mândră de dânsa. Pentru noi, dacă au pierdut lupta, eu am murit oricum o luptătoare, pentru că ei spuneam, când plecasem vineri doctorii acasă și când au venit luni la muncă, ei spuneau că noi nu credem că Vlada vie. Și eu le spuneam că vedeți că Vlada luptă, că Dumnezeu o iubește pe dânsa și ei spuneau că puneau mâna așa pe mine și îmi spuneau că Dumnezeu o iubește, dar medicamentele o țineam cât de cât. Și ei îmi spun luni și pleacă acasă. Și eu zic, asta să fie ultima oară. Vorbim cu doctora, dar eu nu realizam că de fapt chiar să fie ultima oară. Era ora 10, am plecat, era 10 ziua. Eu ne-am luat într-un fel rămas bun de la Vlada. Eu i-am spus că i-am spus că mama o iubește foarte mult. Am fost o mamă foarte fericită lângă dânsa, am 11 ani. Am învățat multe și foarte multe lecții. La dânsa am învățat. Eu m-am făcut, cred, o mamă puternică, că eu așa nu știu cum, cred că nu înțelegeam viața, de fapt, nu prețuiem viața atât de mult, cât mult m-a învățat ea. Și i-a spus că mama se întoarcă, mama zice pe o clipă și mama se întoarcă. M-am pornit la ușă, m-am întors înapoi, iarăși am început să-i spun la urechiușă, am fruntea, am nuzele și doctorul deja a început a striga. Ieși acum, că nu se mai poate, pentru că eu chinuiem într-un fel, nu știu ce s-a întâmplat. Și am văzut că Vlada vrea să plece, dar eu nu o lăsam. Deci m-am dus în Chișinău și la o prietenă de-a mea, pentru care are și eu un copil bolnav de cancer, de boala asta, dar ei cât de cât au învins, e totul bine la ei. Și au fost, în cel mai grele momente, au fost lângă mine. Eu era ora 2 de noapte, eu nu dormeam, eu nu putem dormi. Eu eram învățat numai lângă dânsa, dacă 24 din 24 era lângă Vlada. Era ora 2, dar Ana îmi spune, prietena asta mea îmi spune, Marie, ești din pat să dormi un pic, pentru că ești tare obosită, ești supra-obosită. Eu nu putem, eu mă gândeam numai la Vlada. Fiecare zi mă gândesc, chiar și în ziua de astăzi, zi de zi mă gândesc. Chiar dacă vorbesc cu cineva, eu mă gândesc la dânsa. Eu nu stăteam, aveam impresia că mă gâtui cineva, nu putem să respir. Presimțeam ceva, că se întâmplă ceva, era ora 2 de noapte. La 4, des mă întind măcar în parc, îi spun prietena asta mea, că eu mă duc la spital la Vlada. Ana zice, cu Marie. Și când duci la ora 2-3 de noapte la asta, și eu cu tine, dă-i nasma, dă-i afară, știi? Eu presimțeam că se întâmplă ceva, știi? Eu deci clas cum în dimineața la ora 7, singur te duci. Cât o mai rămas, câteva ori. Și când tine te împaci, eu m-am întins în pat. Cred că a dormit o oră, înțelegi, că eram supraobosită, dar mi-era frică întotdeauna să n-aud telefonul. Dacă zic că să nu mă sun telefon cu număr străin, înțelegi? Că asta era cea mai mare frică și... Spun că am adormit o oră 100%, ora 6 dimineața. Mă sună telefonul, am tresărit din pat. Am văzut număr străin. Și mă întreabă dacă sunt mama Vlăduței, zic, din păcate, pacienta la ora 5:15 decedat. Pentru mine a fost... Eu, chiar dacă merg pe lângă spitalul rest unde am fost, să mă la școală, unde, dacă în clasă unde a fost Vlada și profesoara, eu, e greu să mă acomodez, o să trebuiască să treacă ani până să mă acomodez, că de acceptat niciun părinte n-a să accepte, dar eu caut cu privirea. Sunt momente când poate e un vis, poate... un vis, asta e foarte greu, foarte dureros. Ziceam că am luptat foarte mult, foarte mult. E foarte crunt după asta, dar cât de greu fie, dar întotdeauna noi părinți trebuie să luptăm în rând cu copiii. Să luptăm până în ultima speranță. Deci pentru că eu că am văzut-o Vlada cum lupt până în ultima secundă, luptat. Până în ultima secundă. Eu am vrut să trăiască pe vise mari. Viața asta e nedreaptă, de fapt. Câteodată. În timpul cât Vlada a fost bolnavă, am analizat boala asta, într-adevăr. Diagnozul ăsta e foarte dificil, e foarte greu. Am analizat, până într-un final, tot era să fie finalul care s-a întâmplat la noi. Dar cel mai mult mă doare sufletul pentru că măcar nu mărți piciorul ei și nu mai tras din timp, știi, să prelungească decât viața. Asta îmi pare rău. Avea vise foarte mari, foarte mari. E să vedem, dar eu personal, eu evident viitorul ei în față. Pentru Vlada, eu... Nu avem niciun remușcare. Eu știam, băi, ea să învețe, să aibă, să termine facultatea, să termine profesia care o vrea și ea să trăiască pe viitor, în viața ei să aibă un succes foarte mare. Pentru că era o fată care e vrea să facă și îi plăcea tot. Absolut, tot ce ținea de carte e, pentru că e vrea să aibă un viitor pentru dânsa frumos, să facă bine și altora. Chiar când am făcut un interviu, ea spunea că ajută-mă pe mine astăzi că mâine pot să salvez eu ție viața. Vreau să devin un medic veterinar. Deci eu o întrebam, de ce nu vrei să fii un doctor? Uite, de exemplu, salvezi copiii și îmi spunea, doctor ca să salvezi copiii, foarte mulți doctori sunt, dar doctori veterinari să salveze animalele nu prea sunt, adică cine o salveze animalele? Copii, pentru copii sunt foarte mulți doctori. Și avea visul ăsta că eu o să am, e așa îmi spune, mami, eu o să am clinica mea, îți dai seama, în România, visul ei era în România, să fie medic veterinar în România, să aibă clinica ei privată, ea să trăiască foarte bine, că ea salvează. Când mai spune că crama este ca să am casă mare, 2 etaje, să fie plină tot cu pisici, asta, dar pisica era... Pentru dânsa era animalul ei preferat. Și i-am promis de ziua ei. Tot și eu deceda pe 28 iunie. Și pe 21 iunie trebuie să împlinească 11 ani. Și noi i-am promis că cumpărăm pisică de asta foasă, sură, știi cum sunt, că Fluffy. Și am spus că la anul viitor îi cumpăr lui Ana pisică să-i pui numele Fluffy. Așa că asta era pentru Vlada. Pare rău că i-am promis multe și n-am reușit. N-am reușit să le îndeplinesc visele ei. Atunci când un părinte se pierde copilul, Deci îți rămâne în suflet, așa, un gol în suflet. Deci ceva îți lipsește. Eu nu știu, e foarte greu să găsești cuvinte, pentru că prin cuvinte e una, dar ce simte o mamă, un părinte, e foarte dificil, e foarte greu. Cel mai mult mă doare cu murit în chinuri, dar chinuri groaznice, care... Îți dai seama, eu am ajuns să... Mă uitam cum schinuie ești, eu, uite, am ajuns să... Eu mă rugam foarte mult cu Dumnezeu. Dar a fost o zi când, cred că când am spus eu vorba după și s-a întâmplat asta. Eu mă rugam Dumnezeu în gândul meu și am văzut cât tare schinui, pentru că e, când îți trezea, s-a apucat așa de pat și strângea tare, știi, de durere. Și îmi întrebam, Vlad, te doare ceva? Da, e, dă din cap că nu. Și eu mă rugam Dumnezeu și spuneam, te schinui așa, mai bine iau, dar dă-mi putere să trec. Dar eu am spus în sufletul meu așa, că nu știam ce să mai spun, pentru că e foarte greu să știuți copilul tău cum suferă ca părinte și tu să nu poți face nici, asta e și al mai greu. Nu știu, am ajuns și în punctul și ala și am spus vorba asta. După, și am spus eu asta, după 2 zile s-a întâmplat cu decedat Vlad. Adică e foarte greu dorim să vieță. Luptă, dar chinuri groaznice, care tu stai ca părintele pe scaun lângă patul de spital și copilul tău schinul și te uiți la dâns și tu nu poți să faci nimic. În timpul ăsta, cât am luptat noi cu Vlada, cât a durat tratamentul, am învățat un singur lucru, că sănătatea e pe primul plan în viață. Deci nu vreau să discut cu alții când vorbesc gen de altceva. Timpul, deci tot, îți prețuim viața, îți prețuim absolut orice minut, orice, pentru că astăzi avem tot, dar mâine poți să nu avem nimic și mâine putem să nu ajungem de fapt chiar, dar părinților care trec pentru o greutate, gen cum am fost noi cu boala asta cruntă, care e o boală nemiloasă. Vreau să le dau un sfat că orice s-ar întâmpla și orice ar fi, și indiferent de problema care o aveți, trebuie să lupte până, nu știu, să lupte, să nu cedeze, să nu dai mâinile în jos. Să fii foarte pozitiv și să le dai speranță ca părinte singurul copilului. După ce a decedat Vlada, eram foarte supărată în Dumnezeu, pentru că eu am crezut în Dumnezeu. Deci tot viața mea, pentru prietenul meu, a fost Dumnezeu. Adică, știi, am avut așa o conexiune, să zic, știi? Parcă simțeam că dacă mă rugam Dumnezeu, la mine se întâmplă, știi? Mă ajută, e mereu lângă mine. Dar când a decedat Vlada, eu am rămas supărată. Eram supărată pe Dumnezeu. De ce ai făcut? Adică mă gândeam, și eu merita să trăiască, știi? Deși a fost aleasă și... Dar eu ne-am revenit. Nu poți fi Dumnezeu supărat, pentru că Dumnezeu ne oferă copii și El decide când să-i dă, El decide când îi dă. Și noi suntem niște părinți care noi suntem responsabili copii, dar de fapt copiii sunt al Dumnezeu, sunt ne gândim. Noi suntem toți de fapt al Dumnezeu, da. Vorbim de copii. Eu cred că este un înger. Asta... Și eu cred că ea are nivele de sus care grijă de noi. După acest monolog vreau să plec la cimitir. Plec la cimitir să-i aprind o lunare, să-i pun furicele. Ne ducem cu sora ei. Strict eu cu sora ei, care eu o iubea enorm de mult pe Ana. Era răsfățată. Ana îi spunea lui Vlada țaca. Când făcea ceva, țaca, ajută-mă. A fost o legătură foarte bună între dânsele. Diferența e 4 ani, dar Vlada dimitică așa a avut o responsabilitate mitică, că eu a fost o leacă chinuită. Copilărie, să zic, nu prea au avut așa, ca Ana, da. A avut grijă de mitică de Ana, știi că Ana era mitică, chinuită. A fost o leacă chinuită la copilărie. Dar e, ți minte ne-a dat, mam. Zic, eu așa mă bucur că Ana e mitică și nu înțelege multe, că zici că e, că nu au văzut e. Eu când am trăit cu Slav, tata lui Ana, am trăit pe la Chiri, dar greu, foarte tare greu, spun eu. Au fost zile când nu prea aveam ce mânca, eu de asta și-am pus punct. Eu când am văzut, când am zis da la copii mismană și pentru mine asta, eu am zis că pot să mă grească lumea, hoi bă cât, că mine lumea faci bine te vorbești, faci rău tot te vorbești, eu știu cum am trăit eu și eu nu vreau să dau un exemplu prost, dar cel mai mult mă asta, când am văzut că am ajuns în punct când eu n-am zis de da la mâncare la fete, atunci am zis că nu trebuie să curăț. Poți trăiesc cum zici, dar e important să le fii bine la fete, înțelegi? Și eu asta am făcut pas și nu-mi pare rău. Eu pot să spun de băietul ăsta că foarte rar bărbați care să refac viața. Tu dai seama, el a trăit 3 luni cu mine, tot ok, și 3 luni ne aflăm că Vlada e bolnavă de cancer. Foarte mulți în jurul lui erau care de las-o, că să mă găsești de fiete. El a iubit-o foarte mult pe Vlada și a fost o conexiune, legătură, așa, tati. E foarte mult, nu știu, el și în ziua de astăzi plânge, pentru că Vlada l-a iubit foarte mult. Foarte mult. Întotdeauna când vin în Moldova, primul lucru care îl fac, eu plec la cimitir pentru că eu știu că ea mă așteaptă. Chiar și acum mă așteaptă. Această istorie m-a zdruncinat. Eu încă nu am copii, dar am impresia că cea mai cruntă încercare pentru un părinte este să-și piardă copilul. După această istorie vreau să vă îndemn doar să apreciem fiecare clipă alături de oamenii dragi și să trăim frumos, cu gânduri pozitive, fără răutate și ranchiună. Dacă v-a plăcut acest monolog, scrieți în comentarii ceva încurajator pentru această mamă și pentru alți părinți care trec printr-o situație similară. Mulțumesc!